Concertul tău de luni de la Teatrul Național București marchează debutul turneului PUR pe care o să-l faci în țară, în 6 orașe din țară. Ce a însemnat pentru tine concertul de la TNB? A fost prima dată când ai cântat la TNB și în același timp ai avut o scenografie specială. Da, eu luni seara am început turneul PUR, cum ai spus. Să știi că inițial nu ne-am gândit că va fi un turneu. Am vrut să facem acest concert în sala mare a Teatrului Național și apoi am zis, dar hai să mergem în toată țara. Pentru că au fost foarte mulți oameni din afara Bucureștiului care mi-au zis, da, haideți și aici. Și astfel am hotărât să mai adăugăm încă 6 orașe. Și acest concert a însemnat pentru mine ceva la care nu m-am așteptat, în primul rând datorită publicului, pentru că mi-a făcut surpriza de a cumpăra biletele din timp. S-au vândut cu 5 zile înainte, toată sala s-a umplut și a fost extraordinar ce s-a întâmplat acolo. Ai fost și tu, ai văzut cât de frumos a fost. Sala mare a Teatrului Național este foarte ofertantă. Poți să faci tot felul de lucruri pe scena aceea imensă, iar noi ne-am gândit să umplem toți cei 3 pereți ai scenei cu videoproiecții. Oamenii de la care vin la concertele mele sunt obișnuiți cu videoproiecții și ne-am gândit să facem un conținut vizual special pentru acest concert și astfel ai văzut ce frumos a fost. Lucrul cu orchestra simfonică, cum a fost, mai ales în contextul sălii mari a Teatrului Național? Să știi că am lucrat cu profesioniști, am avut doar 3 repetiții cu orchestra, nu mai mult. Noi am asamblat această orchestră special pentru acest concert. A fost formată din quartetul de corzi, Muse Quartet, cu care eu am avut deja o serie de 7 concerte anul trecut în București și și-au adunat prietenii lor. Bineînțeles, a fost și bandul meu care mă prezint la fiecare concert și astfel s-a format Muse Orchestra. Și ai avut invitați pe Dan Byron, pe Mircea Vintilă și Blue Noise au fost în deschidere și puțin în timpul concertului a avut o intervenție. Poți să-mi spui cum i-ai cunoscut pe fiecare dintre prietenii tăi de pe scenă? Da, cu domnul Mircea Vintilă am o colaborare deja de 2 ani. Este vorba de duetul Ceva se întâmplă cu noi, care s-a întâmplat la inițiativa dânsului. Și-a dorit să colaborăm, a sunat și astfel s-a întâmplat să facem acest duet. Și bineînțeles, au fost atâtea concerte în care am cântat împreună, și la invitația dânsului, și la invitația mea. Astfel, pentru că ne-am înțeles atât de bine, am decis să continuăm această colaborare. Cu Dan Byron, Bobby, de fapt, noi doi avem un prieten comun și un coleg de scenă, Costin Oprea, pe care noi îl iubim foarte mult și care, din păcate, nu mai este acum printre noi și am vrut să dedicăm un moment în acest concert. Și astfel, pur și simplu, i-am zis, Dan, vrei să facem asta? Să cântăm împreună? Și așa s-a întâmplat. Iar cu Blue Noise, eu i-am mai ascultat de câteva ori în concert și mi s-a părut extraordinar și mi-am dorit foarte mult să vină deschiderea concertului meu. Și ei au fost foarte deschiși și astfel au venit și am ales să facem și un moment împreună în timpul concertului și am cântat piesa Când zâmbești cu un aranjament exclusiv vocal. Ce te inspiră? Adică, când creezi cântecele tale, ce te inspiră cel mai mult? Pentru că sunt foarte diferite de lumea de azi, care e grăbită, stresată.
Eu n-aș zice că lumea de astăzi este grăbită, pentru că totuși există oameni și stresată. Există oameni care vin la concert și îmi demonstrează că pot să se destreseze și să stea locul lui, să nu mai alerge. Cânt despre oameni, nu-mi place să cânt despre lucruri și despre emoții. Și cred că asta mă diferențiază cumva, dacă e să vorbim despre o diferență. Cum arată spectatorul tău, să zicem, dacă ei face un profil spectatorului tău, care ar fi acel profil? Exact cum ai numi un prieten bun, cum l-ai descrie pe un prieten bun, așa i-aș descrie eu pe cei care vin la concertele mele, pentru că îmi păstrez o relație specială cu ei, îmi place să-i consider prieteni și nu fani. Și după fiecare concert, când îmi scriu, le răspund și vorbim, răspund la ce mă întreabă ei. Le mai spun și eu diverse lucruri și păstrăm așa o relație de prietenie. Chiar înainte de sărbători m-am gândit să le fac o surpriză și celor care au cumpărat primii bilete la concertul Sinfonic de la Teatrul Național, le-am scris pe Facebook, i-am căutat după nume, că aveam un raport de la ea bilet, le-am scris cu numele lor, le-am scris pe Facebook și le-am spus că vreau să le trimit o surpriză și când am ajuns la adresa indicată de ei, tehnicianul nostru a sunat și le-a spus: am un colet din partea Alexandrei Ușurelu, puteți să coborâți? Și au coborât ei și când deschideau ușa eram eu și Bobby care cântam. Și a fost emoționant. Acest clip se găsește și pe contul meu de YouTube. Mm-hmm. Și ai mai avut idee, adică la concert a existat un plic cu un talon pe care oamenii își puteau scrie adresa de mail ca să primească de la tine cadouri muzicale electronice. Da. Cum ți-a venit ideea asta? Da, cu o săptămână înainte de concert mi-a venit ideea aceasta. M-am gândit că aș vrea să se simtă mai mult parte din concert, pentru că despre public e până la urmă vorba, despre ei și pentru ei este concertul și le-am lăsat două plicuri, unul cu deschide și altul cu nu deschide până la ora 20:50. În plicul cu deschide găseau o căsuță unde spuneam dacă își doresc muzica mea în casa lor să-mi lase o adresă de e-mail și un nume și acum le-am adunat pe toate, le-am acasă și abia aștept să finalizăm și videoclipul, pentru că la cântecul nou pe care l-am cântat în premieră în concert, am filmat și un videoclip și vreau să le trimit lor înainte. Așa că aștept să fie toate gata să le trimit. Cântecul tău nou se numește Suflet rămâi pur și tu mi-ai răspuns oarecum în decursul interviului, dar urmează să întreb dacă mai există puritate acum așa, sau cum îți păstrezi puritatea într-un mediu urban, într-un mediu... Eu cred că puritatea aceasta este o stare către care noi tindem voluntar. Mm-hmm. E alegerea noastră. Mm-hmm. Pentru că ai o legătură foarte strânsă și foarte personală cu publicul tău, care sunt complimentele pe care ți le aduci aminte, cele mai frumoase? Uite, să știi că am citit toate mesajele și comentariile de după concert și a fost unul care mi-a tras atenția. Uite, am să intru să-ți citesc. Uite, un pic să zic ce mi-a zis. Uite, a zis așa. Am urmărit evoluția Alexandrei din ultimii câțiva ani. Ne-am și intersectat pe aici colo, așa că mă așteptam să am un concert plăcut ca de obicei. Concertul acesta a fost triumful neverosimil al bunului simț. Un artist independent conține un concert simfonic cu casa închisă în România pipițelor și a muzicilor de vară. Totul și toți au fost la superlativ. Nu partea cu pipițele mi-a tras atenția, ci faptul că a apreciat că
un artist independent a reușit să, să aibă un concert cu casa închisă. Noi, eu și Bobby, cel care a și produs albumul meu La capătul lumii, primul meu album, și cu care dezvolt toate ideile și conceptele pentru fiecare concert și fiecare campanie, am decis să nu semnăm cu vreo casă mare de discuri, ci să avem propria noastră casă de discuri, se numește Fluturi prin fum, și să facem totul așa de capul nostru, pentru că am observat că poți să faci și singur. Bine, împreună, noi doi. Nu e nevoie neapărat de un sprijin mare, cum ar fi al unei case de discuri. Cel puțin pentru moment noi așa am considerat și mă bucur că oamenii ne arată mereu că acesta este drumul bun pe care noi l-am ales. Începuturile au fost grele ca artist independent sau nu știu cum? Ca artist independent ai mai puține mijloace de comunicare, ceea ce, da, este un pic mai greu. E mai greu să ajungi la oameni, trebuie să ajungi tu la ei, nu ei la tine, în primul rând, și trebuie să îi convingi tu ca ei să vină la concertele tale. Eu nu pot să spun că este ceva greu, n-am să mă plâng niciodată. Acesta este drumul pe care eu l-am ales și drumul care pe mine mă îmbogățește, sufletește. Mm-hmm. Și pentru că ai albumul La capătul lumii, pentru tine capătul lumii care este acum? Capătul lumii este, eu cred că există în fiecare om, este vorba de acel loc din adâncul sufletului unde cu toții putem să ne întoarcem în orice moment și să găsim acolo liniște, iubire și timp, cum spuneai tu, să nu mai alergăm și să nu ne mai grăbim. În paralel cu turneul tău pur, o să faci și un turneu al librăriilor din țară și din câte știu e o premieră. Cum ți-a venit această idee? Și... Da, am decis să am două turnee în paralel. Este vorba de turneul Povestești și călătorești la Cărturești și turneul pur. Turneul Povestești și călătorești la Cărturești a început și el pe 14 ianuarie la Cărturești Carusel și este vorba de o serie de întâlniri cu publicul apropiat și cu blogger din afara Bucureștiului. Este într-o formulă mai intimă de voce și pian, unde voi avea un concert acustic de 30 de minute și vom povesti un pic. Vom avea timp de îmbrățișare, cum numesc eu sesiunea de autografe. Iar imediat, la două sau trei zile după aceste întâlniri, din librările Cărturești, oamenii ne vor putea vedea în același oraș cu o producție mai mare. Vom fi 8 muzicieni pe scenă, și anume bandul meu și quartetul de corzi Muse Quartet. Este grea trecerea de la acustic la concertul mai mare, la varianta mai mare? Să știi că nu, muzica este aceeași, emoțiile sunt aceleași. Într-adevăr, când sunt mai mulți instrumentiști, cântecele poate sună de 20 de ori mai frumos cum au fost la Teatrul Național, pentru că am fost 20 de oameni pe scenă. Dar n-aș da pe nimic acea emoție de a avea oamenii atât de aproape cum s-a întâmplat la Cărturești, unde pot să îi văd pe toți și să îi simt și să comunic cu toți în același timp, atât de aproape. Tu cânti și după versuri ale unor poeți cunoscuți și tocmai pentru că faci acest turneu în librării, de pe ce versuri ai vrea să cânti, nu știu, la modul ideal, să faci un cântec? Să știi că îmi place foarte mult Iv cel Naiv și nu m-am gândit până acum să cânt după versurile sale, dar e o idee bună, adică tot m-ai întrebat. Îl cunoști și personal, că mai nimeni nu-l cunoaște personal. Dar... Da, am tot auzit povești despre el, încă nu-l cunosc, dar sunt foarte curioasă cine este. Și ce planuri de viitor ai după videoclipul cântecului? Ce urmează? Urmează să lansez cel al doilea album, albumul La capătul lumii.
care s-a vândut. Eu sunt foarte mulțumită de volumul de vânzări de care s-a bucurat acest album. Sunt 10.000 de unități vândute până acum, ceea ce în ziua de astăzi, având în vedere că nu prea se mai fac albume, pentru noi înseamnă ceva. Și mă bucur că oamenii încă vor să aibă în casa lor un album și nu preferă să asculte neapărat de pe internet. Acesta se găsește în continuare în librările Cărturești. Tocmai de aceasta am și ales să aibă loc aceste întâlniri în Cărturești, pentru că ne-am dezvoltat o relație foarte frumoasă cu ei și consider că este un loc foarte potrivit pentru muzica mea. Al doilea album are deja trei cântece aproape gata și mai sunt și altele în lucru. Estimăm că în toamnă va fi gata, atunci am dorit să-l lansăm. Deci imediat după aceste două turnee vom începe pregătirile pentru al doilea album. Are un concept anume, adică o idee anume, ce poți să spui la acest moment? Adică... Da, să știi că are, ne-am gândit deja la asta, dar n-aș vrea să spun de acum. Mm-hmm. Vreau să păstrez un pic până se conturează destul de bine. Și pentru că vorbeam de conceptul albumelor și faptul că concertele tale sunt foarte bine gândite și ca dialog cu publicul, cât durează sau cum creezi aceste concepte? Mă bucur că ai sesizat că sunt multe detalii de care noi ținem cont. Îmi doresc ca fiecare concert să fie o poveste, nu pur și simplu un concert. Și tocmai de aceea ne gândim înainte ce anume să aducem publicului, ce să-i oferim, încât el chiar să simtă că face parte dintr-o poveste, din povestea noastră. Inspirația poate veni acum sau poate veni peste o săptămână sau n-aș putea să-ți spun că durează atât să gândești o campanie sau un concept. Dar mă bucur că înainte de fiecare concert reușim să creăm o poveste și să o expunem publicului. Această gândire e, adică gândești singură aceste lucruri sau e un dialog cu... De acum, cum îți spuneam, cu Bobby mă consult mereu. Uneori am eu idei, uneori are el și astfel le adunăm și este mereu ceva frumos. Pentru că ești artist independent, dacă ar fi să dai un sfat unui tânăr foarte talentat, ce ar trebui să facă să reușească sau să nu renunțe? Să nu uite niciodată că... Muzica este un dar ce trebuie dat mai departe și să țină cont întotdeauna de lucrul ăsta. Să nu se sperie că într-o zi nu sunt bani, că în altă zi nu poți să îți plătești chiria sau eu știu ce alte probleme mai apar. Să își păstreze mereu drumul acela curat al sufletului și să aibă încredere că lucrurile se întâmplă dacă ține cont pur și simplu de suflet și nu de orice altceva. Și ultima întrebare, pe tine cine te-a inspirat cel mai mult ca artist când erai mică și visai să fii pe scenă? Să știi că n-am visat să fiu pe scenă. Mi-am dorit să pot transmite ceea ce am simțit eu la tatăl meu. Atunci când eram micuță, el mă cânta foarte des și mi se părea extraordinar cum poate să transmită o stare și eu nu pot să o cumpăr de la magazin. Pur și simplu o are el și mi-o oferă mie și mi-am dorit să pot și eu să fac asta și astfel am început să cânt. Mulțumesc mult! Și eu!